Orica, hai că după tine așa tot toată lumea. Mai face ăla sau nu? Da, hai, că am pornit camera. Sergiu, tu ce faci? Ce să fac? Ai pus shooter de la Liqui Moly? Nu am pus, că eu nu fac upgrade-uri de astea, că eu mă duc fără upgrade-uri. Mai de bine și fără, așa e? Fără, nu, mie nu. Că văd că și Orica. Știi cum era mai mult la, mai de mult la jocuri, parole, spuneai cine da. De alea. Ăștia așa fac și ăștia la viața reală. Tu nu te dai cu coduri, nici nu, nu te dopezi, nici nu, vitamine, nimic. Dați-mi o armură din. Pe curat, auzi. Fără armură, fără. Diana, tu ți-ai pus șutere și vitamine și... Păi ce era? Pe ananas merge afară. Pe ananas mergi tot? Nu, pe ananas. Pe ananas mergem, da. Da, mi-am pus... Toți mergem pe ananas. Ananas foarte proaspăt din... Cuba, o fost culegută. L-am pisat mai înainte, am făcut un smoothie acasă cu niște proteine i-am dat și... Să văd cum merge, ca amestec, nu știu. Dacă e bun amestecul, vi-l... Vă scriu rețeta pe... Da? La tine, de fapt. Neapărat, trebuie să știm, trebuie să știm. Hai, Orica, să ne dăm. Nu vine cu noi. Pe și voi veniți cu noi până la un punct. Până la un punct, da, ca de obicei. Iar încep chestiile astea, diferentele astea sociale. De nivel, nu poate veni cu noi ăștia mai slabi. Ha? Căline, tu ești pregătit? Unde ți-i armura? Nu pot. Vi fără armură? Ei. De când Volvo alea... Fără armură, ha? Băieții, voi, sunteți pregătiți? Foarte pregătiți. O să-i dai tare azi, Dane. Ai mers pe vitamine și tu și pe... Nu, am fost la wine tasting ieri seară. Vai, da. Azi noapte numai poze cu cărnuri și cu vinuri tăiate. Stăteam tot acolo să alevam. Prostiță de viță din Japonia. Auziți, auziți. Și cum e? Își merită banii? Își merită toți banii. E bună? Asta e, diferențe sociale, vedeți? Tot felul de activități sociale. Da. Claudiu, tu? Cum ți-e viața? Băi, eu sunt pregătit de la 9 ca să... Și ai ajuns în Rompetrol la 10, să poți porni la 12. Pot porni la 12, da. Ca să mă pot duce acasă. Cine consideri tu că îi devine pentru toată situația asta? Eu, că am venit. De ce? Nu, eu, că am prieteni de ăștia adormiți. Așa ți-s prieteni, așa e? Da. Flaviu, tu ești Flaviu. Ai, salut, salut, Flaviu. Unde așteptați să mergeți astăzi și ce așteptări aveți pentru ziua de azi? Avem așteptări foarte mari, intenționăm să facem un semi-vlog, să învățăm oamenii ce e nevoie să ajungă la curse. Partea a treia, că l-am început de 3 ori, dar nu l-am terminat corect. Iar, da, o să facem un video din nou, așa e? Super, da. Să le spunem la oameni ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și, vedem ce este. La anul o să fie frumos. Da. Până atunci, îi dăm tare pe zona de antrenament de la Cluj S.
încercăm gama Liqui Moly. Suntem 5 rideri care am reușit să achiziționăm produsele lor și încercăm fiecare dintre noi să ne dăm cu părerea, să vedem dacă este vreo diferență majoră sau nu între ce se achiziționează de la Liqui Moly sau din altă parte. Momentan golim ulei de la Nils Clutch, aproximativ 15 ore are. Și băgăm înăuntru ATF de la Liqui Moly. Un dezavantaj care am văzut, și un avantaj, începem cu dezavantajul, este că nu am sticla gradată. Pe nicăieri nu se vede cât am băgat înăuntru. De aceea o să folosesc un vas până ajung la 800 de mililitri. Între timp lăsăm frumos să se scurgă uleiul celor de la Nils. Bineînțeles, tot astăzi băgăm shooterul. L-am mai încercat în benzină. Personal îmi pare foarte fain. Răspunsul accelerației este mai prompt, iar dacă nu mă înșel, deși câteodată nu contează, consumă mai puțin. Bineînțeles, spray-ul de lanț. În legătură cu spray-ul de lanț, din start pot să vă zic că e un spray bun, e fain. L-am probat în 3 curse diferite și să știți că feedback-ul este pozitiv. Era mai ușor probabil cu recipientul. Curățăm, dacă nu, cu un spray de frână după ce punem totul înăuntru. Opa, da, asta e partea nasoală pentru lanț. Ce îmi place la el, chiar dacă se usucă sau dacă dispare fizic partea de gresare umedă, rămâne ceva uscat, în ideea în care nu aud gălăgie, adică nu face gălăgie lanțul ca și cu Motorex, spre exemplu. Bine, nu e cea mai corectă procedură, cum o fac eu acum, dar își va face treaba, sigur de asta, pentru că deja am mai testat unsul lanțului pe jumătate, să spun așa, că normal trebuie curățat corect și pe urmă gresat. Shooterul, bineînțeles, la un rezervor se adaugă un shooter. Să vedem dacă într-adevăr acesta este nosul. Am băgat shooter. Mie îmi place cum merge, uite, relativ obișnuit că e a patra oară când pun. Orică, la prima impresie, sincer și pur și simplu cum ți se pare, până la sfârșit. Un pic mai agresivă deocamdată, în treptele scurte, întuia. O vedem. Îți cam rupe brațele? Un pic, le întinde. Să vedem mai departe. Ioi! O rum niște bucăți de piatră, Claudiu, și am vrut să iei lemn de aici. Hopa, lovește-n ele. Sergiu, lasă prostiile, hai sus. Sergiu, dacă nu te-ai echipat cu tricou Transylvania Enduro, vezi că... E prima oră când nu reușesc să o fac. Sergiu, dacă ai trecut de la B, te-a avut bani la B, ce poți? Aici e trecerea de la clasa C la B. Am făcut-o, eu am creat urcarea asta. E, te-ai creat-o, uitați ce o să pa băiatul ăsta aici.
Uitați, spectatori, au făcut pentru început, s-au făcut lojă. De la asta s-au făcut popcorn, te rog. Deci s-au făcut lojă aici. Trecerea este pe sub. Lasă prostiile, hai să pun oficială. Și așteptăm să vedem imaginea beta acum. Că veni vorba în Robetro, dar chiar așa nu la mișto, nici la glumă, băieți. Cu noi Flaviu Chira. Băiatul ăla de acolo, vedeți? No, ăștia de la Beta vreau să facă numai două modele. Beta și X-Trainer, atât. Dar l-a întrebat pe Flaviu. Le zice, bă Flaviu, să facem trei. Îți comand sau nu? Că el avea ceva idei. Ceva... Este Beta RR și Beta FC de la Flaviu. Stai, primă, că el într-o lună o să aibă trei. Da, într-o lună o să aibă trei. Și întrebat și de la Beta, bă, dacă nu mai vrei RR-ul, că l-au auzit că vrea să cumpere Husqvarna și Bet și KTM. O zic, dacă trădezi marca, noi pur și simplu nu mai facem un semn de protest. Nu mai vrut să facă Beta RR. Și până la urmă Flaviu a zis, bă băieți, faceți-o, dezvoltați-o și eu mi-o comand. Au plătit avansul, băieți, s-au pus pe lucru cei de la Beta din Italia. Au făcut Beta. Și o să vedeți pe, dacă urmăriți pagina de Facebook Beta România, o să vedeți riderul Flaviu Chira când îi se livrează, e Beta RR.FC. O singură Beta, asta să mă dau că vine hotărât băiatul ăsta. E o singură Beta în toată lumea, o să fie. Beta RR.FC. Să nu pui picioarul pe jos. N-ai voie, pui stop. A, nu așa să facem. A patra! Flaviu, să nu pui piciorul pe jos! Deci... Hai mă, filmează! Stai să filmăm, uite ce mă pun. Aici sus, în lojă. Aia e! Ce-o sări ca o căpioară! Vezi, de o vindeai? Acum treceai cu aia-laltă. Bă, băieți, mai încerc, e vândută. E vândută numai că acum mai face rodajul. Numai la cuplu, mă, ai văzut? Beta lui Flaviu, varianta FC are, cum îi spune, traction control și hill assist. Deci când îți cumperi un Beta, primești un băiețel mai mare sau mai mic în brand care te ajută pe urcări dacă e nevoie. Aia vine la pachet cu prețul de la Beta. Peretele ăsta. Sergiu, tu ai creat urcarea. Acum te creează ea pe tine, poate. Aie, bravo. Diana, ești pregătită să abordezi trecerea de la clasa C la B. L-ai filmat? Filmat tot. V-am scăsat în picioare. Da. De cu a întâia, zic eu, și... Da, o da? No. Dă-i, Diana, de aici. Sinistră, mă. Ce lui? E sinistră, nu pot. Cu a întâia. Dă-i. Danule, nu că doar să mi-o duci. Sau ce zici? Hai, încearcă măcar o dată. Hai ca să evoluezi. Doar o dată? Doar o dată. O arunc aici jos, aproape, să fie safe. Venim, să o luăm pe sus. Ești panicată rău, Vion. De față stai. Nu-i rău, nu-i rău, Vio! Diana! Nu poți, te rog, să vii, să mă ajut. Eu nu pot că-ți pe ascult, că ia Vio mi-a mai arcat, hai! Unde-i Dan? Mă trebuie neapărat acasă. Eu o-s prins cu partea asta, cu media, cu... Bine, și eu o-s către mine, hai, de-i, priate, că mă urcă de-i. Diana, cum ai ajuns în situația asta? Stai să o țin în dinți, că nu pot altfel ca lunecă.
Nu i-ai dat destul gaz, așa e? A patra oară nu-i dau destul gaz. Uite că vine echipa tu! Vine echipa de tractări. Excelent. Master bike. Disponibilă 24 din 24, pe orice traseu ai nevoie. Hai să vezi cum e free ride, o să-ți placă teribil. Eu zic să mergi până mai jos, că obisești. Până la bargări. Cascadorie. Atâta e de jos, de nici nu simt. Eu sunt curios, în cazul în care... În cazul în care se strică ceva acum la urcarea asta, voi pe motor cine plăteați? Horia! Păi dar ce? Ce face? Ai grijă la joambă. Ce caută el plecat fără să o ajute pe Diana? He? În cazul în care pică motorul ei, cine repară motorul? Are cantoare. Nu, bă. Mai vine alți meu. Nu-i nimic dacă... Dă-i. Dă-i că oricum... Oricum nimeni nu mergea mai bine și nimeni nu o arunca mai corect. Eu tot am zis de-a întâia să stai pe șasul sau în picioare. Hai cu gaz! Cum? Dar dai un pic pe loc, mă, poate e necat. Ce ne facem, Diana? Îți moare motorul. Auzi, ține gazul că moare el singur când vrea. Dă-i pe direct! Că merge! Ai! Cât e poșul trebuie să-ți faci? Asta se întâmplă când îți rămâne la... E incredibil! Când îți rămâne accelerata cu mizerie, na, poftim! Da, acerbis. Cumpărați plastice de la Beni. Bă, n-am nevoie. Ca nouă. Bun, hai să mergem pe partea altă. Deja ne dăm de cel puțin de o oră. Am trecut și pe un râu. Lanțul nu mai are urme de grăsare vizibile. Pare uscat. Dar nu știu dacă se aude de frunze. Sunetul care îl produce fiind uscat este destul de mic, aproape insensizabil. Ceea ce îmi spune mie că ar trebui să mai există o grăsare, probabil uscată ceva.
Au! Mă apucam gândit. Orica TX300 2019. Ia zi-mi, Orica, efectul placebo sau nu cu shooter? Nu, fără efectul placebo, într-adevăr. Are putere mai mare. Nu mai gâlghe motorul, merge mai liniar. Am înțeles. Chiar am fost atent la treaba asta, să vedem dacă shooterul ăsta face vreo diferență și face o diferență mică, face. O să-ți mai bagi? Da. Sau la curse numai, să fii mai economic. O să mai bag. Când vreau să trec de anumiți, bag un shooter. Am înțeles. Bine, Orica, așa mi s-a părut și mie. Pentru noi, tura s-a încheiat. Pentru băieții de pe Hard-Enduro Cluj Team s-a încheiat și pentru ei tura. Pentru Sergiu, în mod nefericit, s-a încheiat tura. Ați văzut azi cum am poșetat-o și cum am sprijinit în pom. 90 de grade, am tras motorul pe aripioară, e perfect întreagă. Uitați cum arată al lui Sergiu. El a făcut ceva mai grav, probabil. Ai sărit de pe bloc. A picat în cap. Și pe mână, ia. Uite, lovit la mână, umflată mâna. Ambreiaj stilul lui Jarvis. Nu că ăsta e flodabil, când îți amorțește mâna și nu mai poți acolo jos, îl pui sus. Știi? Deci, ridici sus. Deci eu personal, cu tot respectul pentru tine, Sergiu, am probat ambreiaje anul ăsta la curse de sătul. Deci am tot probat ambreiaje să vedem cât de eficient e MM-ul. Ambreiaj mai rău ca ăsta nu am pus mâna încă anul ăsta. Deci e exact ca și chestia aia de făcut antebrațe, dacă o știți, cu arc. Ai mai moale, așa ai? Și ai la 40 de kg. Asta cred că e la mai mult. Cred că cu Midwest, dar n-am apucat. Și câți kilometri ai făcut ambreajul ăla? Din finisher până Valea Erii, Băișoara. Până în Băișoara și a făcut înapoi. Alaska și ambreajul. Uite, chiar o frumos câtă benzină mai are într-un plin. Păi tu nu te doare mâna cum ai căzut, mă. Te doare mâna de la ambreaj. Da, când ai 4 timp. Da, a? 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 Unde ce vorbim? Despre ce vorbim, a? A? Cum merge asta? Ce mai rău? Și nu merge rău, merge bine, merge bine. Un pic am scârție, dar am eu aici ceva pentru tine. Uitați, nu-i Liqui Moly, să știți, e multi spray. Uitați, băgăm acolo nia să fie. Uite așa, băga. E? Hai să dăm și dincolo să fie... Să nu se supere manetă și cealaltă. Da, facem servisare completă. Dar ce praf e acum pe ele, bă, ce praf e. Da. Nu, sănătoși să fim. Bine că încă e cald și... Vorba română. Sănătoși să fim că mă la vin. Pe mâine la tură de începători, așa e? Da, pe mâine la tură vă aștept cu frațele deschise.